Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru miercuri! Ei bine, e ziua de miercuri este ziua lui Mercur. Mercur acolo în Berbec face o conjuncție cu luna, de asemenea tot în Berbec mai avem o conjuncție și anume luna Jupiter și mai mult decât atât este data de 22. Și așa cum cred că v-ați obișnuit deja, deja în fiecare lună când e această dată, mereu ba se întâmplă ceva, ba culmea chiar sunt și niște aspecte din punct de vedere astrologic care uh, susțin foarte mult această energie, da? Uh, oricum, așa cum ați văzut uh, până acum, uh, atunci când intrăm deja uh, de pe 20 până pe 29, da, sunt, sunt zile acolo destul de intense. Este un interval destul de. Uh, Instabilă, aș putea să spun, și care oferă multe, multe emoții. Ei, de această dată este o zi chiar cu evenimente foarte rapide, evenimente benefice, este o zi cu noi începători, este o zi extraordinar de bună, dar, din punctul meu de vedere, va fi o zi extrem de intensă pentru toată lumea, la nivel de uh, pământ, de ce nu? Tocmai pentru că. Pluto se pregătește să intre în vărsător. Pluto intră în joi. Noi acum discutăm despre miercuri, dar eu tot spun de mult timp că Pluto acolo în vărsător, în momentul în care intră, el are nevoie de o pregătire, dar are nevoie să pregătească terenul. Ei și da, ziua de 22 martie poate să vină cu niște evenimente marcante da, pentru fiecare dintre noi. Se pot întâmpla tot felul de lucruri nebunești, tot felul de lucruri ieșite din comun. Da? Și uite că avem nebunul, nebunul care, știți și voi, vine cu noi începuturi, vine cu surprize, el reprezintă planeta Uranus, asta pentru cei interesați, deci vă dați seama că vine cu tot felul de surprize. Ei, este o zi în care cu toții vom acționa fără să gândim prea mult nebunul vine și cu multă energie, vine și cu mult curaj, așa că apropo, cei care sunteți lipsiți de curaj, ei profitați la maxim de ziua de miercuri sau în general, într-un domeniu anume din viața ta. Nu se poate, e un domeniu acolo mic unde n-ai tu suficient curaj, nu n-ai tu suficientă forță. Ei uite că astăzi vei avea și poți să-ți rezolvi problema. De asemenea, nebunul vine și fără limite, da? Nebunul nu are așteptări, el nici măcar nu știe nici pe unde merge, nici cu cine, nici unde ajunge. El e așa, merge cu soarele, cum s-ar spune. Ei, uite că energia generală este Marele Preot. Marele Preot care vorbește despre angajamente serioase, despre o zi în care, uite, Putem să cunoaștem oameni noi. Este o zi în care se pot semna contracte. Este o zi în care putem să luăm tot felul de decizii foarte, foarte rapide. Dar, în călătoria asta, în situația în care suntem, tare bine ar fi să punem în aplicare acele principii de viață și tare bine ar fi să uh, avem și niște. Um, norme, ca să spun așa, dacă alea sunt legi nescrise, să avem așa niște principii, să avem credință. E foarte, foarte important acest aspect în ziua de miercuri, pentru că da, se pot întâmpla minuni. Discutăm despre împăcări neașteptate care pot apărea. Discutăm despre noi etape în relații care uh, pot uh, care pot apărea și uite că nu știu este o zi în care în sfârșit uh, cineva are curajul și vorbește despre căsătorie vorbește despre o relație stabilă. În sfârșit, cineva are curajul și. Vorbește despre, să spun așa, un proiect comun sau despre un copil pentru alții. Deci, este o zi extraordinar de benefică pentru toată lumea. Și mai vreau să spun și faptul că este o zi în care se pot forma tot felul de relații. Însă, sunt sigură că pe parcursul lunii martie până acum, toată lumea a trecut prin tot felul de schimbări. Da? Cu siguranță, săptămâna trecută a fost un mic mare haos acolo și cu siguranță. Uh, parcă Dumnezeu ne-a luat mințile tuturor și da, au ieșit și secrete la suprafață, s-au aflat și lucruri, s-au luat și decizii, au fost evenimente total neașteptate, dar uitați că acum lucrurile se mai clarifică. Da? Așa că cei care vă doriți o împăcare, acum aveți curajul și dați telefon, sunați persoana respectivă, cercați să luați legătura cu ea, dacă vă doriți pe cineva, faceți tot ceea ce simțiți în ziua de miercuri pentru că este foarte, foarte ok. Da? Avem energia lunii martie, roata destinului. Da, este o zi în care ne putem schimba destinul. Cum? Printr-o persoană nouă pe care o cunoaștem și aici v-aș ruga să nu vă gândiți doar la dragoste. Știu că ăsta e un subiect important, dar n-aș vrea să, uh, da, să dau niște speranțe oamenilor și apoi să nu fie așa. Da, pentru unii e de dragoste, pentru alții e vorba despre o cunoștință nouă pe care vă faceți, despre un prieten nou, despre un vecin nou. E o noutate acolo. În sfârșit cineva are curajul și spune lucrurilor pe nume în această zi de miercuri. Chiar abia aștept să discut pentru fiecare zodie. Unde anume se petrece minunea și ce anume se întâmplă, A așa că te invit să asculti și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. De asemenea, te invit cu drag și la previziunile pentru această săptămână, pentru că intră Pluton Vărsător, intră Marte în Rac și cred că ești curios să vezi ce mai urmează pentru tine. De asemenea, ușor ușor apar filmările și pentru următoarea săptămână, pentru trecerea din martie spre aprilie și acolo avem evenimente destul de frumoase. În sfârșit Saturn acolo începe să ne ajute, Marte la fel, deci dacă ești curios sau curioasă, vezi acele filmări. Bun, hai să începem, că sincer sunt curioasă. Și încă un element, da, este o zi în care se pot lua decizii foarte surprinzătoare la nivel mondial legate de asocieri, tratate, înțelegeri și așa mai departe. Da? Da, pe de altă parte, dacă e să discutăm lucrurile așa și într-un sens mai negativ, există o predispoziție spre a dori, nu știu, ca cineva să iasă dintr-o sferă, da? cineva să dorească să iasă din niște reguli pe care le are, din niște norme, e ca și cum toată lumea strigă după libertate. Hm. Zodia Taur, Zodia Taur, da. Zodia Berbec, da, dragi berbeci, nu știu, a rămas taurul pe masă. Poate aveți legătură cu vreun taur. Vreau să spun că pentru voi este o zi extraordinar de bună, adică na, puteți să faceți orice, aveți o intuiție foarte bună, puteți foarte bine să comunicați, tot ceea ce spuneți este luat în considerare aveți idei foarte bune legate de activități practice, legate de drumuri, legate de comunicare, de studiu. Deci dacă aveți ceva legătură cu zona aceasta a studiului sau dacă aveți activități de făcut, vedeți că voi sunteți salvarea, voi sunteți salvarea tuturor în mare parte. Că na, ce să facem? Toate conjuncțiile sunt în zodia voastră. Ideile voastre sunt de apreciat. Curajul vostru este de apreciat. Și da, uite că este și o zi bună pentru tine să studiezi, să te simți bine, să intri în contact cu persoane care fie să află la distanță de tine, fie sunt persoane care cumva se află într-o altă țară sau persoane care studiază și uite că este o zi în care tu cam vei fi uh, profesorul tuturor, ca să zic așa, e ceva ce te entuziasmează, ceva ce îți place uite, atenție la informațiile care apar în jurul tău, pentru că ele uh, pot fi simbolice. Hai să vedem dragi berbești, ce faceți voi astăzi Wow! La baza pachetului avem Regina de Băte. Foarte interesant, este energia ta. Este o zi cu foarte multă pasiune, este o zi în care tu ai idei absolut geniale, este o zi extraordinar de pozitivă. Avem patru de Băte care vorbește despre o petrecere, despre o celebrare, despre o bucurie pentru sufletul tău. Fie ai un eveniment în casă, în familie, fie pur și simplu este o zi în care alegi să te bucuri așa de viață, în general vorbind. Magicianul, foarte frumos, magicianul vorbește despre faptul că tu astăzi vei avea toate elementele necesare și vei reuși să faci tot ceea ce tu îți dorești. Este o zi în care vei avea extraordinar de multă energie, cu siguranță vei face mai multe lucruri în același timp. Dar ideea este că ele ies bine. Apoi avem asul de cupe pentru tine, asul de cupe care vine cu foarte mari emoții, asul de cupe vorbește despre o veste bună pe care tu o primești, despre un nou început sau da, despre o nouă persoană. Însă eu simt aici că era un element care îți lipsea, și anume ori curajul, ori pasiunea, ori încrederea, era o emoție aici care, sau un sentiment, o emoție, era ceva care ți-e -ți lipsea. Și uite că astăzi apare. Apare și se mai rezolvă din lucruri: Zodia Taur, dragi Tauri, haideți că la Berbec v-a botezat. Ce faceți voi? Pentru că eu zic cu surprize majore, da? Cu surprize foarte, foarte mari, în special. Pe drumurile pe care le faci, e ca și cum faci tu un drum până la magazin și te întâlnești, nu știu cu cine sau primești tot felul de vești, primești tot felul de mesaje, care mai de care mai surprinzătoare și da, discutăm despre o fostă relație care se poate întoarce în viața ta sau pentru alți tauri putem să discutăm despre uh, o persoană nouă pe care o puteți cunoaște, este o persoană bună, este o persoană sigură pe ea, surprize mari legate de bani astăzi pentru unii tauri și tot astăzi. Uh, Vedeți că, nu știu, seara de miercuri e foarte intensă pentru voi. Nu știu ce faceți, probabil nu v-ați planifica nimic unii, dar nu-i problemă că Jupiter acolo și cu Luna au grijă și vă dau de treabă, fie că vreți, fie că nu vreți. Dar nu sunt chestiuni negative. Discutăm despre o seară de miercuri destul de profundă, destul de transformatoare pentru tine, mai ales când vine vorba de planurile tale de viitor. Fie planurile de viitor într-o relație, fie planurile tale de viitor în general vorbind. Uh, poate să fie o zi, de, o seară de miercuri ceva mai intensă, ceva mai profundă, nu știu, ai de învățat sau vrei să studiezi ceva, vrei să meditezi, apar tot felul de lucruri de făcut. Da, au sărit multe cărți. Bun, dragi tauri, așteptați ceva, dar nu știu ce așteptați aici. Singuri împotriva lumii. Ce faceți, dragi tauri? Da, 2 de bâte, 7 de bâte. Bun. Se pare că ai aici niște planuri foarte bine puse la punct și ești gata să lupți pentru ele. De asemenea, este o zi în care tot ce ține de străinătate, așteptare, internet sunt foarte, foarte active pentru tine. E ca și cum stai și aștepți aici ceva de mult și în sfârșit astăzi e atitudine sau în sfârșit ai ocazia să te manifeste. ai ocazia să încerci să-i convingi pe ceilalți de ideile tale. Vezi că marele preot este cartea ta în tarot și este energia generală pentru ziua de miercuri, deci nu, nu m-ar surprinde să fie o zi simultană simbolică pentru tine. Apoi avem patru de spade. Este o zi în care meditezi, analizezi ceva, ai de luat o decizie importantă, dar este și o zi în care simți nevoia de odihnă. 6 de băte vorbește despre o victorie, despre o bucurie foarte mare pentru sufletul tău și tot 6 de băte să știi că vorbește despre acel moment în care vrei să spui tuturor despre această situație, despre această problemă. Da? E ca și cum te simți eliberat. Găsești o soluție, găsești răspunsul la întrebarea ta. Vezi că sunt niște lucruri acolo nespuse, da? pe care le vei afla astăzi. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, ce faceți voi astăzi că Mercur, guvernatorul vostru, are treabă? Are treabă multă și discutăm despre o zi în care. Uh, uite că apar tot felul de lucruri neprevăzute legate de casă, legate de familie. E un moment în care spui gata, vreau și eu să mă așez la casa mea, gata, vreau și eu să mă simt stabil în prietenia asta, într-o relație. Uite, acum ai curajul să comunici cu persoana iubită sau acum ai curajul să... Uh, intri în contact cu un prieten sau acum ai curajul să-i spui persoanei de lângă ce gândești, ce simți. Uh, foarte mult curaj și activitate văd pentru tine pe tot ce ține de prieteni, proiecte, internet, zona aceasta. Și uite că spre seară e o surpriză foarte plăcută și uh, este un moment foarte bun pentru tine într-o relație. E ca și cum în sfârșit semnezi un contract, în sfârșit faci o înțelegere, în sfârșit. Um, reușești să clarifici acea poveste de iubire sau pentru alți gemeni în sfârșit reușiți să vă dați seama ce vă doriți voi de la viață. E un moment foarte bun, e un prieten acolo care vă ajută, care vă susține și este o susținere foarte mare și foarte puternică. Da? Vedeți ce faceți, dragi gemeni, pentru că sunt lucruri extraordinar de importante pentru voi, mai ales cei care aveți legătură cu zona aceasta a tehnologiei, da? cu partea digitală, acolo sunteți susținuți fără probleme. Un prieten vă poate ajuta, puteți să cunoașteți pe cineva, nu zic nu, da? dar e important să mai ieșiți din casă, să mai socializați. Așa că miercuri seara, dacă ești un geam în singur, la o plimbare frumos și ai șanse să găsești, ai șanse să întâlnești. Hai să vedem, dragi gemeni. E că și cum se clarifică o poveste, dar e ceva foarte benefic pentru tine din punct de vedere socioprofesional. E vorba de reputația ta, de cariera ta, deci sunt lucruri mari. Bun, Marele Preot și pentru tine și patru de spade, o legătură cu Zodia Taur, dragi gemeni, este o zi în care meditația e foarte importantă pentru voi. Sunteți liniștiți în urma unui angajament serios pe care îl faceți sau în urma unei înțelegeri pe care o faceți. De asemenea, discutăm despre un moment bun pentru tine. Da? Uite, e ca și cum în sfârșit vrei să lași în spate ceva ce te-a nemulțumit, ceva ce nu-ți-a făcut bine. Apoi avem 9 de cupe. Multă bucurie, armonie pentru tine. 9 de cupe reprezintă o împlinire din punct de vedere emoțional. Iar ultima carte vorbește despre 5 de cupe. Dragi gemeni, -aș vă bucurați de ce aveți, mai lăsați trecutul ăla în urmă Este adevărat că nu totul e perfect, dar cu siguranță sunteți bine susținuți Este o zi așa pentru voi în care, pe de o parte, ceva vă bucură, pe de altă parte, ceva nu vă place, da ceva ceva nu vi se pare ok. Încercați să nu vă concentrați pe gândurile negative, pentru că da, este o zi de miercuri foarte intensă pentru voi din punct de vedere emoțional, eu nu zic nu, dar încercați, repet, să vă să vă concentrați pe partea uh, plină a paharului, da? încercați să vedeți beneficiile acelei situații. Zodia rac. Dragi dragi, și pentru voi este o zi în care străluciți de-a dreptul, da? Chiar de-a dreptul străluciți și aveți tot felul de surprize, tot felul de cuvinte frumoase pe care le primiți de la locul de muncă, aflați tot felul de secrete, aflați tot felul de informații. Este o zi în care vocea voastră o să conteze foarte mult și uh, vedeți că veți avea o intuiție foarte bună și tot ceea ce veți gândi, imediat veți și exprima, da? Nu, nu o să aveți foarte multă răbdare, mai ales cu șefii, cu persoanele cu autoritate sau persoanele importante din viața voastră. Voastră. Și aici mă refer la partenerul de viață, la părinți și așa mai departe. Da, profesor, știu eu, dar mai mult decât atât, uite că pentru tine este o zi foarte bună, cel puțin spre seară pot apărea tot felul de activități, dar din care ești foarte bine. Fie lucrezi mai mult astăzi, dar se merită din punct de vedere financiar sau este un moment în care reușești să rezolvi ceva legat de muncă. Unii ce aveți ceva de lucru da? sau aveți un program mai încărcat Cumva, uh, miercuri seara, uh, da, puteți să vă pregătiți pentru muncă, vă pregătiți pentru intrarea lui Pluto Pluton vărsător, aveți acolo tot felul de activități de făcut care da sunt uh, sunt benefice pentru voi. Unii poate aveți de studiat sau intrați în contact cu tot felul de persoane care să vă mai ghideze, să vă mai ajute. La baza pachetului 2 de monede și avem și marea preoteasă da dragi orași, este o zi în care sunteți prinsi așa între două activități, o zi în care primiți niște bani sau dați niște bani, este o zi în care uite luați niște decizii importante. Văd aici o legătură cu zodia balanță pentru unii dintre voi. Aveți de luat o decizie, da? în sinea voastră deja știți ce vreți, doar că nu prea aveți curajul să comunicați. Ei, uite acum e momentul. Da? Când dau seama că șeful sau cineva acolo tot a stat, te-a stresat, te-a supărat, da gata. Apoi avem luna, foarte interesant. Vezi că este energia ta. Intuiția te ajută foarte mult astăzi. Este o zi în care ți se cere să te deschizi în fața noutăților. Uh, nu lua decizii radicale, dar este o zi în care vezi că și iluziile astea pot fi destul de ciudate. Adică dacă ai luat deja o decizie să închizi o chestie, o mai sta și o mai învârti pe toate părțile. Apoi avem marele preot pentru tine, o legătură cu Zodia Taur. Păi uite că planul divin te ajută, ai foarte multă protecție astăzi și da, este o zi în care uite, poți să negociezi foarte bine ceva legat de un contract, ceva legat de o relație, de un parteneriat. Uh, E nevoie, da, să te încrezi mai mult în tine și vezi că e nevoie să ai și niște principii de viață foarte bine stabilite și da, partea aceasta de credință te ajută extraordinar de mult. Unii raci e ca și cum aflați niște vești astăzi care vă vor surprinde legate de o relație care fie uh, e o relație ascunsă, fie e o relație care s-a terminat, fie e cineva care suferă pe acolo. Zodia Leu, dragii mei lei, hai că pentru voi e de bine. Pentru voi este o zi în care studiul, călătorile îndepărtate, străinătatea, tot ce ține de partea aceasta a spiritualității sunt foarte, foarte intens aspectate pentru voi. Și da, este o zi în care puteți să... Să vă găsiți, să spun așa, un proiect prin care să faceți bani sau sunteți apreciați la Studi nu știu în cadrul studiilor pe care le faceți, aveți un examen sau intrați în contact cu anumiți oameni mai importanti și acolo sunteți extraordinar de bine susținuți. De asemenea, niște informații pe care le aflați, ceva ce studiați acolo și vă oferă o mai mare încredere în voi și mai mult decât atât, începeți să vă dați seama cam pe unde ar trebui să mergeți și da, uite că spre seară e un moment bun să vorbești cu persoana iubită cu un copil. Este un moment bun să ieși să socializezi și uite că dacă ai vreun curs seara sau dacă. Ai ceva de făcut, la fel, lucrurile sunt foarte, foarte bune și unii lei chiar miercuri seara nu m-ar mira să vă apucați să studiați alte culturi, alte religii sau pur și simplu să studiați în general vorbind. Chiar uite, miercuri seara este o zi foarte bună pentru așa ceva. Aflați niște informații acolo care vă plac, sunt informații benefice, eliberatoare pentru cei mai mulți dintre voi. Da? Auziți de tot felul de închideri, de transformări. Hai să vedem, dragii ce faceți voi. Bun. Au ieșit deja cărțile, mă opresc. Avem 3 de monede. Bun, este o zi în care ești foarte preocupat fie de locul de muncă, fie studiezi ceva, analizezi ceva și uite că este o zi în care ți se cere foarte mare atenție și la detalii. Nebunul, ok, dragi lei, se pare că deodată puteți să luați așa o decizie legată de muncă, legată de un proiect sau o decizie ciudată legată de un prieten. Surprize mari care apar în cadrul unui proiect pe care voi îl aveți în desfășurare. Da? Apoi avem 7 de băte. Se pare că este o zi în care vei încerca să te contrazici cu ceilalți, dar este o zi în care vei avea o foarte mare încredere, încredere în principiile tale de viață, în modul tău de a comunica. Este o zi extraordinar de bună pentru tine. Apoi avem eremitul, o legătură cu zodia fecioară. Este o zi și cu multă înțelepciune pentru tine și o persoană mai în vârstă te-ar putea ghida, te-ar putea ajuta, te-ar putea sfătui, dar uite că este și o zi în care pe de o parte alege așa să, să dai un pas în spate. Și dacă ești interesat, da, este o zi foarte bună pentru meditație și este o zi bună în care poți să iei și decizii foarte importante pe ideea aceasta de a te mai gândi puțin la tine, la viața ta, la sufletelul tău, că acolo ceva nu e în regulă. Știi și tu foarte bine cu Lilith în zodia ta. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, hai că pentru voi e o zi cu schimbări. Da? Chiar astăzi am făcut, de fapt marți am făcut previziunile pentru următoarea săptămână și cam seamănă. Așa că ascultați și de acolo. E cam un, e ca un thriller așa. Păi pentru voi, în primul rând, este o zi în care veți fi foarte preocupați de voi, de cariera voastră, de statutul vostru. Acolo se iau niște decizii, sau mai degrabă spus, voi luați deciziile. Este vorba despre a vă schimba puțin niște planuri de viitor. Este vorba despre viitorul unei relații, despre o poveste de iubire despre un prieten, deci ceva acolo se întâmplă. De asemenea, este o zi în care ai foarte multă intuiție, foarte multă intuiție și uite că poți să ai curajul acum, fie să transformi o relație, fie să închizi ceva și uite că undeva spre seară vei fi foarte preocupat de casă, de familie sau poate chiar ești foarte preocupat și îți dorești foarte mult să transformi o relație. Da, uite, dacă ești într-o situație dificilă cu partenerul de viață, uite, astăzi poți să iei atitudine, poți să acționezi, poți să spui lucrurilor pe nume, însă sunt niște lucruri din trecut care revin acum. Acum, fie că ai mai mult de muncă și atunci, da, clar, e o zi aglomerată, fie pentru alții dintre voi aveți niște chestiuni de rezolvat în casă, în familie sau vă vin persoane în vizită, nu vă puteți rupe de acolo. Se întâmplă tot felul de chestii. Hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți voi. Că e o zi frumoasă pentru voi, o zi cu mult curaj. Curaj n-a vă face curățenia, n-a vă purifica puțin viața, că pe acolo ceva nu e în regulă. Da? Ia să vedem. Da, și e o zi în care pot veni bani, sunteți norocoși. 8 de bâte, 9 de monede. Dragi fecioare, o zi cu multe, multe vești care vin către voi. Este o zi cu foarte multă energie. Primești tot felul de mesaje. Transmis la rândul tău tot felul de mesaje, iar 9 de monede vorbește despre mulțumire, împlinire, o veste bună pe care o primești legată de o sumă de bani, da? Se mai rezolvă niște lucruri, apoi avem doi de spade, doi de spade care vorbește despre o lipsă de comunicare, dar este și o zi în care simți tu așa că nu vezi lucrurile foarte clar. Uite, ar fi bine să comunici cu ceilalți ar fi bine să accepti și alte idei pentru că ți-ar fi extraordinar de benefice. Ultima carte, Marea Preoteasă. Marea Preoteasă vorbește despre foarte multă intuiție pe care tu o ai, dar vorbește și despre tot felul de secrete pe care le poți afla. Sau, uite, este o zi în care poți să inițiezi tot felul de discuții în secret sau discuții din acestea care să te ajute să-ți clarifice puțin, puțin, situația. Ori tu ești mai secretos, mai secretoasă, ori nu prea ai chef așa să, să discuți cu oamenii, ori da, este o zi în care pur și simplu vei simți totul extraordinar de profund. Da? Zodia balanță. Dragi balanțe, pentru voi este o zi în care relațiile sunt importante. că relațiile cu clienții, că relațiile da, cu persoanele apropiate, relații de iubire, relația cu un copil, cu persoana iubită. Pe acolo sunt chestiuni de făcut și imediat discutăm. Ei uite că este o zi pentru tine în care uite, îți pot veni idei da, legate de fie un partener din trecut, fie este vorba despre niște probleme în cadrul unui contract sau în cadrul unei relații. Acolo se întâmplă tot felul de lucruri și bineînțeles că este o energie foarte, foarte rapidă și bine să prinzi vibe-ul, da. Mai mult decât atât este o zi în care se pot relua tot felul de discuții, poți să faci drumuri în locuri vechi și uite, este o zi în care ai niște persoane acolo care au niște principii de viață, care știu ce vor și care da, te pot ajuta foarte mult în, în situația ta mai mult decât atât este o zi pentru tine în care cel puțin seara vei comunica mult sau vei face multe drumuri, vei învăța foarte multe lucruri. văd multe persoane în jurul tău, acum n-am că ai o negociere de făcut, orică ai o discuție foarte intensă cu o persoană importantă din viața ta și aici mă refer la șef, părinți, soț, soție, o relație oficială, o persoană care are autoritate asupra ta. Deci sunt persoane importante din viața ta și uite de că da, e un moment bun în care poți să faci asta. Acum mai depinde și de tine, da? Hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți voi? Care sunt energiile pentru voi în ziua de miercuri? O zi destul de intensă. Wow, au ieșit trei cărți. Bun, la baza pachetului avem nouă de bâte. Multă teamă, dragi balanțe. Voi e teamă de ceva anume, vă simțiți obosiți, atenție și pe sănătate, cu Saturn pe acolo prin pești. Voi e teamă, ia uitați, vă faceți tot felul de planuri, tot felul de iluzii, tot felul de scenarii. Uh, dragi balanțe, apoi avem regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești. Vezi că acest rege de cupe vorbește în primul rând și despre o persoană foarte sensibilă. Da? Atenție foarte mult, miercuri, ce faceți. Atenție pe zona lichidelor în mod special. Da? Câtă apă beți, câtă cafea beți și așa mai departe. da. Tot ce ține de zona aceasta. Pe de altă parte, inima voastră, intuiția voastră strigă tare să se ducă undeva. Și uite că apare șasele de spade, deci apare o, un drum pe care îl faci, fie împreună cu cineva, fie îți dai seama că e momentul să lași teama în spate, să lași ce a fost rău și să mergi tot înainte. Șase de spade vorbește despre un drum. Da? Este un drum care te poate ajuta. Da? Este o schimbare. Da? Este un finalul unei perioade dificile pentru tine. Pe de o parte, pe de altă parte, nu știu, îți vin persoane în vizită, mergi tu undeva, dar uite că un drum făcut din inimă, să știi că te-ar putea salva, te-ar putea ajuta. te am spus, sunt chestiuni dintre acestea care trebuie să le faci așa la minut. Acum, fiecare face cum consideră. Zodia Scorpion. Dragi Scorpion, pentru voi ziua de miercuri este extraordinar de interesantă. În primul rând, apar tot felul de situații la muncă, apar tot felul de drumuri de făcut, apar tot felul de negocieri. Și tot ziua de miercuri este foarte bună pentru voi să închideți ceva sau să transformați ceva acolo. De asemenea, discutăm despre. Um, Faptul că undeva spre seară veți fi foarte mult apreciați pe ceea ce faceți, puteți să primiți bani, puteți să vă simțiți mai bine și uh, e un moment în care se iau niște decizii acolo extraordinar de importante. Acum, dacă ești scorpion și ai un copil, vezi că poți avea niște activități cu acesta, activități benefice, frumoase, sau uite că poți să transform ceva, poți să închizi ceva legat de o poveste de iubire. Uh, e un moment interesant da, pentru tine. Chiar un moment extraordinar de bun. Hai să vedem, dragi Scorpioni, ce faceți voi. Care sunt energiile pentru zodia Scorpion? Wow, dragi Scorpioni, ce faceți? Petreceți ce faceți aici? Faetonul, patru de băte, o legătură cu Zodia rac. dragi scorpioni, apare o schimbare aici care vă bucură foarte mult, o bucurie legată de o mașină, de un drum, dar uite că este și o zi în care te îndrept spre un anumit uh, drum. Șapte de spade vorbește despre o supărare, fie o supărare a ta, fie a unei persoane. Șapte de spade vorbește și despre o dezamăgire în egală măsură. Vorbește și despre acel moment de libertate pe care tu-ți-l dorești, dar nu prea mai poți să mai stai într-o situație. Pentru că uite, acest Cavaler de spade vorbește despre niște evenimente neașteptate care se petrec aici, fie legate de un suflet pereche, de o relație veche, fie legate de un copil. Apoi avem Regina de băte, o legătură cu o zodie de foc, Leu, Berbec, săgetător. Este o zi cu foarte mari speranțe și este o zi în care unii scorpioni alegeți să faceți doar ceea ce simțiți, dar vedeți că regina de bâte poate să însemne și o rivală. Pe de altă parte, unii scorpioni chiar e posibil să luați decizia în a merge pe cont propriu dintr-un anumit punct de vedere, chiar și profesional. Spuneți gata, m-am săturat să nu fiu apreciat pe aici, merg și fac ceea ce îmi place. Da, e un moment bun, dar cu siguranță sunt decizii simbolice pentru acest an, chiar dacă este doar o simplă zi. V-am spus 22%. Avem și arcana majoră nebunul. Sunt și aspectele astea pe cer. Mâine Pluto intră în vărsător, guvernatorul tău și mai ales scorpionii născuți la început de zodie. Da, voi sunteți foarte mult impactați. Zodia Săgetător. Dragi Săgetători, pentru voi, hai că e de dragoste astăzi, pentru voi este o zi așa foarte interesantă în care aveți chef să socializați, faceți drumuri, fie în locuri plăcute vouă, fie aveți chef să vă plimbați, să vă distrați, să vă simțiți bine, comunicați foarte mult despre iubire, despre copii, deci tu asta e cu voi. Pe de altă parte, este o zi în care, uitați pot veni niște idei absolut geniale și este o zi în care poți să ai curajul să abordezi pe cineva. Dacă tot îți place o persoană, pe mergi și spune asta, că ți-am spus, sunt mari șanse ca lucrurile să fie bune. Da, măcar te eliberezi și tu și vezi care i treaba pe acolo, să nu mai stai tot cu gândul așa, să lași loc altor gânduri, altor idei. Și da, este o zi în care ești și tu prins pe niște situații de rezolvat, cu un copil, cu o afacere, cu persoana iubită, sunt lucruri legate de confortul tău. Și tot astăzi, uite că e un moment foarte bun pentru tine. Chiar spre seară ți-aș recomanda să ți oferi cât de mult timp poți ție. Da, fă ceva care să te facă să te simți bine, să te răsfeți, să știu eu, să simți acolo că trăiești. Da? Dacă ești un săgetător aflat într-o relație, da, este o zi bună să te vezi cu persoana iubită, este o zi bună să stați, să petreceți timp împreună. Dacă ești un săgetător singur, vezi ce faci, că sunt șanse să apară cineva. Da, trebuie să spui ideile alea în practică, cam despre asta e vorba. Hai să vedem, dragi săgetători, ce faceți voi, care e poveste. Bun. Rota destinului dragi astăzi este o zi foarte importantă pentru voi. Avem și trei de bâte este un drum aici pe care îl faceți și care are un rol foarte important sau o discuție pe care o aveți și care să știți că poate să schimbe foarte multe lucruri. Apoi avem șase de monede șase de monede care vorbește despre o zi în care fie primești niște bani, dai niște bani, este o zi în care reușești să te împarți tu așa într-un mod egal, dar. Este și o zi în care primești recompense, primești cuvinte frumoase. Apoi avem 10 de spade. Se pare că ceva aici nu-ți place. 10 de spade reprezintă un final, reprezintă acel moment în care spui gata, mie nu-mi mai place jucăria asta și atât, da? Și merg mai departe. Da, este o zi în care poți să închizi chestii dacă tot te deranjează, mai ales dacă discutăm de un compromis în care te afli, da? Și aici poate să fie și o prietenie așa doar să fie sau chiar o relație pe bune. Zodia Capricorn Dragii mei Capricorni, pentru voi este o zi în care casa, familia, trecutul sunt foarte importante și chiar și zona imobiliarelor. Ei uite că ai tot felul de treburi de făcut prin casă, prin familie, îți vin rude în vizită sau pleci tu undeva. De asemenea, este o zi pentru tine în care, uite, poți să închizi chestii da? sau poți să faci niște transformări pe acolo. Fie că sunt transformări de genul că te-a pus să faci curățenia de Paște sau curățenia de primăvară, fie că te-a pus pe acolo să-ți mai rezolve anumite probleme din trecutul tău Sunt lucruri pe care tot le-ai amânat și uite că acum ai ocazia să le faci, bineînțeles că da, este uh, o seară de miercuri destul de intensă și pentru tine, pentru că vor avea loc niște discuții în casa ta, în familia ta, uh, cineva care va veni către tine sau uh, o discuție pe care o ai cu cineva anume da trecutul bate la ușă, dragi Capricorn, și da, puteți să vă clarificați astăzi foarte multe lucruri da. Să vă clarificați multe lucruri legate de viața voastră personală, legate de sufletul vostru. De ce nu? 6 de bâte. O victorie pentru tine astăzi, o bucurie. Este o zi în care vei spune așa tot ceea ce vei gândi, nu prea vei mai ține în tine. Și valetul de spade. Pe multă curiozitate pe care o ai, dar este și o zi în care vei da dovadă de foarte multă cum să spun eu, vei da dovadă de foarte multă sinceritate, adică nu vei mai ține în tine, vei spune direct tot ce simți, tot ce gândești, șapte de bâte și mai mult decât atât, o să susții și ideile, o să susții și propriile tale convingeri. Nimic negativ în asta, doar că este o zi în care pot apărea și provocări, da? E ca și cum ești tu împotriva celorlalți. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia gemeni pentru unii dintre voi, este o zi cu o alegere importantă, dar este și o zi uh, foarte intensă din punct de vedere emoțional, o zi intensă în relația cu partenerul de viață. Deci aici se întâmplă tot felul de lucruri. Da? Se clarifică o situație și acum, na, câteodată situațiile asta se clarifică și prin niște discuții mai serioase, mai aprinse. Na. Da. Zodia vărsător. Dragi vărsători, pentru voi este o zi în care faceți drumuri și comunicați cât se poate. Este o zi foarte interesantă pentru voi, în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită. Aveți tot felul de activități de făcut, fiecare țin de o transformare din viața voastră, o schimbare, fie sunt lucruri legate de a închide chestii. Adică sunt niște lucruri acolo pe care nu prea le mai suportați și pe care vreți să le mai eliminați așa puțin. Este o zi bună să cunoașteți pe cineva asta dacă sunteți interesați, dar asta vedeți și voi prin vecini, prin anturajul vostru, printre rude, pe acolo e ceva. De asemenea, este o zi bună pe condus, este o zi bună pe drumuri. Totuși, atenție, da, atenție, totuși, pe așa ceva. De asemenea, uite, este o zi pentru tine extraordinar de interesantă, în care poți să ai curajul să-ți pui așa. Niște standarde foarte înalte, Da, uite, tu poți să visezi foarte frumos, miercuri seara, poți să spui niște dorințe, să meditezi, uh, uite, da, poți să faci tot felul de activități noi, da, uh, discutăm despre o seară de miercuri în care poți să înveți chestii noi legate de internet legate de tehnologie, poți să înveți tot felul de chestiuni de genul acesta și uh, uite că e un moment în care ai și tu curajul să-ți schimbi puțin planuri de viitor. Uh, pentru alți vărsători este o zi bună de miercuri să comunicați cu partenerul de viață cu persoana iubită și să vedeți încotro merge relația și da, e bună și o decizie, da, e bună și o decizie. Hai că uh, joi suntem cu ochii pe voi pentru că Pluto intră în zodia voastră și mai ales vărsătorii născuți la început de zodie, voi sunteți cei mai. Uh, impactați da, dar nu negativ, ba. 3 de cupe, 3 de cupe, 10 de monede. Bun, 3 de cupe vorbește despre o bucurie pentru casa ta, pentru familia ta. Este un moment de uh, respiro pentru tine, este un moment în care te bucuri. Fie cineva din familia ta are parte de o bucurie, fie apare aici ceva de celebrat. da ceva legat de un grup de oameni, de o sumă de bani, apoi avem doi de băte, o puternică legătură cu zona străinătății sau te văd aici într-o așteptare mai mare. Nu mai durează mult și, se încheie povestea, dar doi de băte poate să mai însemne și o alegere pe care o ai de făcut. Și acum vezi că intră Pluto și oricum o faci. Da? Apoi avem patru de băte. Patru de băte vorbește despre bucurie, despre o zi în care petreci ceva sau se întâmplă un eveniment frumos în inima ta. Se întâmplă un eveniment frumos cu trei de cupe în grupul tău foarte restrâns de prieteni sau în familia ta, în persoanele, între persoanele extrem de apropiate de inima ta, mai văd aici. Deci o bucurie mare care apare. Da? Cineva vine către tine, cineva merge într-o anumită direcție. Zodia pești. Dragi peștișori, pentru voi este o zi în care banii sunt importanti și este o zi în care o să strălucize dreptul. Și aici puteți să primiți tot felul de cuvinte de laudă, de apreciere, din partea rudelor, din partea persoanelor cu care voi colaborați, din partea clienților, deci sunteți foarte bine susținuți. De asemenea, este o zi pentru voi în care e ca și cum străluciți de-a dreptul, faceți tot felul de drumuri, rezolvați tot felul de situații. Mai mult decât atât, este o zi foarte bună pentru voi, Uh, mai ales în a doua parte a zilei, mai ales spre seară. Este o zi superbă să vă afirmați. Este o zi superbă să ieșiți din casă, să ieșiți în lume. Pentru că se pot întâmpla mici mari minuni și aici nu mă refer doar pe dragoste bine, da, e și de dragoste pentru unii pești, dar nu vreau să vă gândiți doar la asta. Sunt niște oportunități magice care apar în viața voastră. Da au mai apărut și luna trecută apar și acum vedeți că nu știu dacă mai prindeți și luna viitoare, nici nu știu exact sau prindeți hm, nu mai știu, vedem. Mai prinde și luna viitoare, dar apoi gata, gata, gata. Sunt de 12 ani abia atunci Deci vedeți ce faceți dragi pești, profitați de povestea asta. Adică jupiter e guvernatorul vostru, mult curaj, curaj de a vă afirma curaj de a vă cere drepturile, mai ales chestia asta, mai ales. Pentru că știu că sunt pești care se lasă așa pentru ei și nu n-au nici încredere în ei, nu își cer drepturile, da, nu cer o apreciere pe cât merită. Și aici mă scuzați când vă spun, dar că m ar trebui să luați atitudine, da. Saturn de acolo asta vrea și e o zi foarte bună, uite, dacă vrei să ieși undeva seara, dacă vrei să-ți cumperi ceva, dacă vrei să te întâlnești cu cineva, e ok, pentru că vei fi extraordinar de bine susținut, da? Uhum. Regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar uite că avem aici o legătură cu un suflet pereche. Este un coleg de la muncă, este o persoană alături de care tu te simți bine, râzi, glumești, dar mai mult, aș, mă rog, mai mult aș merge eu pe o bucurie care apare pentru tine din punct de vedere financiar. Este o bucurie legată de o instituție care se ocupă cu partea asta de bani sau poate să fie vorba despre o apreciere foarte mare pe care o simți, dar e un moment bun pentru că uite ai avut aici o perioadă mai puțin plăcută, da? ai avut o perioadă ceva mai ciudată, bine poate să fie și o zi destul de intensă în care ești pus la încercare și acum dacă îți pui și tu anumite limite e ok și primești premiu, dacă nu, da acolo lucrurile se pot inflama destul de ușor. Da? Ultima carte, Forța, o legătură cu Zodia Leu, apar și provocări astăzi, dar ți se cere să, să apelezi la forța ta interioară. Eu nu știu dacă voi peștii sunteți conștienți sau cei cu marcaș pe pești, dar aveți o forță interioară absolut fantastică și forța voastră ține de credință. Și aici e încrederea în divinitate, e încrederea în tine, e încrederea în orice. Da? Este despre a crede. Asta e puterea voastră. Fiecare zodie e cu puterea ei. Voi pe asta o aveți, printre altele. Deci folosiți-vă, dragi pești, Puterea vorbește despre acel moment în care tu ai încredere în sufletul tău, ai niște intenții pure, pozitive, față de toată lumea și dai tot ce e mai bun din tine acolo și îți garantez eu că reușești. Da? Atenție la niște provocări care pot apărea astăzi, dar totuși cred că în mare parte voi o să vă simțiți foarte bine. Da? Foarte apreciați și, repet, reușiți să rezolvați ceva important legat și de partea financiară. Sunt și niște chestiuni care mai trebuie date la o parte. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și așa sunteți primii care aflați atunci când mai apar previziuni și astfel îmi puteți și mulțumi dacă vreți să mă ajutați distribuiți videoclipurile pentru că este un cadou foarte frumos pentru mine sau recomandați canalul unei persoane dragi vouă, este absolut gratuit și așa îmi puteți mulțumi. Bun, dragilor, să avem o zi de miercuri cât mai bună, Doamne ajută să fie bine, pentru că, din punctul meu de vedere, da, pot fi știri, pot fi tot felul de informații care apar și care, na, da, cam inflamează lucrurile, dar, repet, cei care, da, vreți să vă schimbați viața miercuri tot înainte. Vă îmbrățișez o zi superbă!